Natura este afectată de numeroși factori externi, dar care sună importanța acum dacă suntem mirați, căci singurul lucru pe care îl putem face este să acceptăm. Totuși, există o afirmație ce ține adevăr universal. Oamenii, inconștient sau nu, depind de natură, iar în urma acestea mă voi limita la a spune că noi suntem o amenințare pentru aceasta. În egocentrismul nostru, în care suntem tot mai preocupați de noi înșine, protejarea naturii se face cu grijă față de propria persoană. Astfel, pentru proiectul Climate Heroes, am ales biodiversitatea ca element principal în inițiativa dezvoltată de mine, întrucât mi-am dorit și îmi doresc în continuare ca oamenii să conștientizeze importanța acesteia asupra vieții noastre. Astfel, am ales ca activitățile să se desfășoare sub numele Together for Planet, deoarece numai împreună putem schimba ceva în societatea în care trăim, aspect evidențiat și în logo-ul de pe rețelele de socializare. Am început activitatea prin crearea unui site web, deoarece am considerat a fi o inițiativă de durată, întrucât articolele scrise vor putea fi accesate de către oricine, din orice loc și în orice moment. Astfel, site-ul poartă numele de Together for Planet și poate fi găsit pe Google la o simplă căutare a adresei www.togetherforplanet.ro. Deși am scris foarte puține articole ce vizează speciile de animale pe care dispariție din România, iubirea față de natură și pădurile virgine, voi continua să scriu și să informez lumea cu privire la aspectele ce au în prim plan biodiversitatea. Deși eram puțin sceptic la început, cu privire la site, deoarece nu aveam siguranța că oamenii vor citi articolele, în momentele în care îmi vizualizam statisticile lunar, observam cum de la un număr foarte mic de vizualizări și utilizatori ce îmi vizitau site-ul, acesta creștea treptat și din ce în ce mai multă lume devenea mai informată. În același timp, am creat o campanie de educare online prin care mi-am propus ca tinerii să înțeleagă termeni precum biodiversitate sau habitat, prin care să conștientizeze care sunt cele mai mari amenințări ce se abat asupra biodiversității, dar și ce soluții pot implementa atât în comunitățile lor de oameni, cât și în viața cotidiană pentru a oferi un plus de speranță mediului înconjurător. Toate aceste activități s-au derulat sub formă de jocuri interactive pentru a face mai ușoară înțelegerea informațiilor transmise, cât și pentru a-i face să conștientizeze într-un mod mai distractiv faptul că mediul are nevoie de ajutorul nostru. M-am folosit de materiale video, prezentări PowerPoint, jocuri de pe Kahoot, dar și de alte aplicații pentru a primi un feedback din partea celor care au participat, pentru a vedea cum s-a schimbat starea lor de spirit pe parcursul întâlnirii, dar și ce își propun să facă în continuare pentru a fi și la rândul lor niște eroi ai climei. Ultima activitate din cadrul inițiativei Together for Planet a fost o a doua campanie de educare, dar de data aceasta în format fizic, în cadrul proiectului Erasmus Plus Sense, la care au participat câte 5 tineri din România, Croația, Lituania și Spania, plus profesori însoțitori. Am vorbit despre schimbările climatice, despre dezastrele naturale ce se urmează în urma acestor modificări ale climei, iar întrebarea esențială pe care le-am adresat-o a fost: ce pot face eu ca persoană tânără să mă salvez atât pe mine cât și pe ceilalți în cazul unor dezastre naturale? Am vorbit și despre câteva dezastre naturale și despre influența acestora asupra biodiversității, iar la final le-am împărtășit câteva ingrediente pentru a crea la rândul lor niște materiale video pentru a putea scoate în evidență aceste nereguli.